Începutul de săptămână va fi răcoros în toată țara. Meteorologii informează că vor fi ploi și vânt în mai multe zone. În capitală se anunță 21 de grade la amiază și ploaie. În timpul nopții vor fi doar 9 grade și la munte vremea va fi mohorâtă și vor fi averse. Se vor înregistra 12 grade la Brașov și Sinaia, 11 la Bușteni și Azuga și 9 la Predeal. Cerul va fi înorat în vestul țării, iar temperaturile vor fi mai mici față de zilele trecute. Meteorologii anunță 17 grade la Satu Mare, Timișoara și Arad, 16 la Baia Mare și Oradea și 14 la Cluj-Napoca și Deva. Averse vor fi și în nord-estul și estul țării. Mercurul din termometre va ajunge la 12 grade la Botoșani, 10 la Suceava, 15 la Iași și Pacău, 18 la Vaslui, 11 la Piatra Neamț, 19 la Focșani și 21 la Galați. Pentru restul țării, meteorologii anunță 11 grade la Sibiu, 15 la Craiova și Râmnicu-Vâlcea, 21 la Brăila și Tulcea, 19 la Constanța, 20 la Giurgiu, 17 la Pitești, Drobeta, Turnul Severin și Târgoviște, 18 la Ploiești și Râmnicu-Sărat, 14 la Târgu Mureș și 16 la Târgu Jiu. Administrația Națională de Meteorologie a emis luni dimineața o atenționare de tip cod galben de vânt valabilă pentru județele Dolj, Mehedinți, inclusiv municipiile Băilești, Calafat, Craiova și Drobeta, Turnul Severin.